și doamna Mihaela Roșca, care este... Îi invităm să vină la doamna Mihaela Roșca. Să povestească despre volumul de poezii care este chiar acolo la expoziție. Să vă rog să-mi permiteți să citesc. Da, și avantă la emoție și pierdere de emoție. Mai ce frumusețea, emoția. E obositoare, dar e frumoasă. Primul volum de poezie care se numește Necontenitul cântec. De ce Necontenitul cântec? Pentru că așa văd eu viața. Un nesfârșit cântec despre iubire, despre oameni, căutare, bucurie, tristețe, dar mai ales despre fascinant schimbătoarea natură. Dintotdeauna am iubit cartea, tainicul, magicul popas al cunoașterii, îmbogățirii spiritului, calea prin care am pătruns în universul uluitor al cuvintelor. Și pentru că nu am putut lăsa uitării atâtea gânduri și nu am vrut să pierd minunile din fiecare clipă, am început să scriu. Cu teamă, cu migală, cu mult studiu, cu mult respect pentru limba română, cea mai frumoasă și bogată limba a poeziei, de la care am primit încurajări, sfaturi prețioase, sprijin și iată acum primul meu volum de versuri. Mă voi strădui să fie limpede și mereu izvorătoare fântâna emoțiilor, cu mult drag și multă prețuire pentru toți iubitorii de carte.